Hello dragilor, am primit uh, cutia cu produse de la Look Fantastic, v-am zis că am abonament și în fiecare lună vine această cutiuță cu produse. Uh, recunosc că rimul cu care vin produsele este mult mai alert decât rimul cu care consumiu aceste produse și haideți să vedem ce avem de data aceasta în această cutiuță magică. Vă recomand să vă uitați pe site-ul lor pentru că mai au și alte produse de vânzare și aceste cutiuțe pentru testat. De obicei sunt produse pe care noi nu le găsim în România, în supermarketul sau în magazinele de produse de cosmetice, așa că sunt produse absolut noi și haideți să vedem despre ce este vorba. Primul, primul produs este acest produs. Spun ei că este un produs de la ESPA, un Clean Green Detox Mask, o mască din aceasta hidratantă care purifică și echilibrează pielea. Uh, evident că sunt produse în mini size. Acesta este practic un tester, să zic așa. Are 30 de mililitri, după cum observați, dar îmi place și ambalajul și căpăcelul. Da, Clean Green Detox Mask. Foarte, foarte drăguță. Apoi, un al doilea produs uh, este un produs bănuiesc pentru păr uh, da, o cremă cu argan oil și um, provitamina B5, o cremă din aceasta reparatorie, așa. Și haideți să vedem cât avem aici, 30 de mililitri. Da, este un produs care protejează împotriva um, distrugerii părului, da. Um și spun ei că această formulă conține ulei de argan și vitamina B5 esențiale ca și uh, od, uh, antioxidanți care hrănește firul de păr și îi uh, îmbunătățește uh, aspectul uh, exterior al uh, firului de de păr. Da, o să o încerc cu siguranță, îmi place și ambalajul cum arată. Deci aici avem 30 de ml. Uh, un alt produs uh, tot așa o cremă de de noapte. Uh, spun ei că este o cremă și de zi și de noapte, un serum din acela universal emulsion, da, de la ce firmă? De la firma aceasta Lixir Skin. N-am avut nimic de la ei, adică e prima dată când văd acest brand. Avem 30 de ml, evident și în această cremuță. Apoi, al patrulea produs este un mini ruj, în mini size, acesta are 1,8 ml, de la firma Loti, o firmă probabil um, înregistrată în um, Londra, da. Ideea e că e drăguț acest mini size, e bun pentru uh, vacanță, pentru poșetă. E un pic cam închis așa la prima vedere, cu siguranță se poartă toamna aceasta, având în vedere culoarea, pentru că este un cappuccino sau un nude. Eu personal nu mă dau un vânt după aceste rujuri, sincer, dar vreau să-l și testez, să văd exact cum este nuanța, dacă e atât de închisă sau e mai deschisă, ca de obicei am surprize, mă uit pe ambalaj și nuanța pare închisă, dar când îl aplici pe buze nu e atât de închisă. Și aici avem un mini size. Apoi ce mai avem? Mai avem ceva, sigur, sigur, dar este un produs din acesta pe care îl cauți. Da. Um, avem aici un creion de la Delilah Eyeline. E un uh, creion din acela retra retractabil, un, uh, o nuanță de negru. Am încercat un pic creionul înainte să fac acest clip. Uh, da, uh, este moale uh, mina, așa că cu siguranță se va aplica foarte bine și puteți să faceți un eyeliner din acela foarte subțire. Deci acesta îmi place. Iar apoi avem și acest produs. Eu nu o să-l deschiz, lași Carlor. E un produs din acesta care vă ajută să vă ondulați genele sau să le curbați. Eu personal nu prea folosesc acest produs și motivul este că prefer rimelurile care te ajută cumva să și ondulezi genele și să le ai curbate decât astfel de produse. Mie mi se par de old fashion, să zic așa, având în vedere că rimelurile s-au dezvoltat foarte mult, sincer nu le văd foarte utile. Da, deci îmi plac toate produsele pe care le am în această cutie, cu excepția acestuia, care, deși arată, îl vedeți și voi, că arată foarte bine așa la prima vedere, nu prea îl văd utilitatea, cel puțin în cazul meu. Acestea sunt produsele, deci avem șase produse primite, și toate îmi plac, mai puțin acesta care cu siguranță nu cred că o să-l folosesc și am zis să nu-l deschid că poate îl dau cuiva să-l folosească și mai bine nu, nu le deschid. Bun, cam acestea au fost produsele din cutiuța magică de la Look Fantastic. În cazul în care sunteți interesați să faceți și voi comandă, o să vă las un link de afiliere unde puteți să comandați produse și în situația în care... Folosiți linkul, o să aveți o reducere de 50 de lei dacă faceți o comandă de minim 150 de roni, la, cu condiția să nu fi să nu aveți cont deschis la ei sau să nu fi făcut o comandă în lunile anterioare. Deci sunt niște condiții de îndeplinit. Bun, cam acestea sunt. Produsele, vă mai aștept pe canalul meu și cu alte informații, și vă doresc o zi minunată și multă sănătate!